chiar în capul mesei, pentru a o putea copleși cu atenție, pentru că o trăiesc așa cum doresc și se bucură de ea. Și astfel ea e liniștită și sărbătorită și atunci ei o servesc cu vin. Dar eu știu foarte bine, foarte trist de bine, că nu am musafir, că stabilesc o întâlnire pentru a mă reuni cu mine însumi în părți dureroase, care nu viețuiesc împreună, care niciodată nu pot completa unitatea sinelui, care niciodată nu vor putea fi, care niciodată nu voi putea fi, decât un om trecător care se desenează cu umbre. Asta a fost Luis Rosales.